Deci după ce am luat puietă de la această familie, bineînțeles, eu vreau ca să această familie să fie puternică și peste iarnă. Nu mai iau puiet, dar îi fac lucrările de deblocaj. Lucrările de deblocaj se fac cu rame negre. Dacă n-aveți, scoateți mierea din capete. Aici matca depune ouă foarte bine, albina eclozează. E un pic de blocaj cu polen, dar nu este grav. O să-i mai dau două rame și de la azi este, cred că în 29, dacă nu mă înșel, iulie 2016 pentru anii viitori. Are puiet, are mieră. Bineînțeles, o ramă cu puiet la ora actuală nu pot să spun că este o ramă cu puiet. Din ce cauză? Că, vedeți, există palmă cam de o palmă, puiet cam de o palmă și restul este miere. Deci el nu poate să fie considerat o ramă cu puiet. Probabil doar o treime de ramă cu puiet, ca să nu vă păcălească la organizarea cuibului. Bineînțeles, și hrana este importantă, dar trebuie luat în considerare și cantitatea de albină, care această albină va scădea. Suntem la finele lui iulie și va rămâne probabil la jumătate, un timp foarte scurt. Deci iată și prima ramă unde nu văd puiet. Ba da, este pe partea asta la altă. Iată în zona aceasta. Întoarcem rama ca să nu fie un fel de graniță. Așa. Vedem și ultima ramă din acest compartiment, dar nu este ultima ramă din familie. Familia se extinde și în buzunarul stâlpului ursul. Și asta este într-adevăr numai cu miere. Iată, căpăcit. Și acum aducem ramele pe care voi debloca. Eu le pun tot timpul spre centru, la fel ca și puietul căpăcit la roiuri, și ramele de deblocaj tot la centru le pun. Încă va considera că a eclozat albina. Iată, avem o ramă neagră, goală. Aceasta o punem chiar în centru. Regina va considera că a eclozat toată albina și va veni și va fi prima ramă poată. Dacă am pune-o la margine, ar fi un pic mai dificil de luat decizie reginei, fiindcă la margine se găsește ramele cu miere și va spune, dar cu ce facem aici? Punem miere sau punem ouă? Dacă vine frigul, ce se va întâmpla? Și atunci îl pune în centru. Așa. La fiecare 10 zile deblocăm o astfel de ramă și puietul va fi împins tot spre exterior. Așa s-a deblocat, facem spațiu, acum această ramă n-are coroniță, va trebui să preia din mierea de la ramele celelalte ca să facă corona. Și am aici o ramă mai albă, aceea nu o pot pune în centru, eu voi pune undeva între al doilea interval.
pentru a crea spațiu, asta ea va decide. Nu se întâmplă tot timpul cum vrem. Mult ramă cu ramă, puteam să trag direct. Bun. Și punem această ramă goală aici. Verifica după 10 zile. Aceasta este perioada de deblocaj, 10 zile. Dăm un pic cu fum și trecem la al doilea tratament. Acesta acum considerăm cum măsurăm cantitatea. Deci avem 12 intervale, considerând câte una cu miere, fiind chiar două. Vom lua doar câte 10 ml, fiindcă asta e cantitatea maximă pe care se poate absorbi de un absorbant de acesta. Nu atingeți acidul în niciun caz cu pielea. Încercați să fiți cât mai precaut. Punem o fâșie într-un capăt. O altă fâșie în capătul celălalt. Riscurile folosirii acidului formic, precum știți anumit, este cedarea reginelor, pot muri regina. Dar avantajul consider mult mai mare decât pierderea 1-2 regine. Încă n-am pierdut niciuna de când fac tratamentul, dar se poate întâmpla nu-i târziu. Iată că așa am organizat la această dată familia. Acum mai am niște roișori în buzunar, care posibil au blocat și ei buzunarul, vom vedea, nu știu sigur. Aici mai am ceva, eu buzunarul nu l-am verificat, să dacă o mai băga miere. Aici în spate. Sau dacă au golit niște rame. Îmi trebuie și niște rame mai goale. Da, e perfect. Avem ramă goală pentru deblocarea cuiburilor. Foarte bine. Aici avem o ramă de trântori. Cu celule de trântor, nu cu trântor, că trântor nu mai sunt. Asta trece în spate. Deci acest buzunar este prelungirea familiei, aici a fost depozitul de miere. Acum au mai adus un pic, a fost dat la extras. Și verificăm dacă au mai adus un pic. Un pic au mai adus, e bine.
rama cu miere care am luat-o din roiul anterior, o punem aici. Și rama pentru deblocare am scos. Acum am terminat. Închidem și gata. Trecem la un roi.